Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu o nouă emisiune Noi despre Noi. De la o vreme încoace, relațiile dintre mass media și instituțiile statului devin tot mai reci, să nu zicem rele. Noi considerăm că de vină sunt funcționarii publici, care, cu tot din adinsul, nu vor să recunoască, de fapt, o realitate incontestabilă, că mass media e inelușul de legătură dintre cetățean și funcționarul, care, prin definiție, este sluga cetățeanului. Ori ei sunt plătiți din banii cetățenilor. Acum să vă spunem concret în ce constă această înrăutățire despre care vă spuneam mai sus. Instituțiile statului au luat-o de bine o modă stranie de a contacta cu presa. Vă spunem cu toată responsabilitatea, în cunoștință de cauză. Bună oară, dacă jurnalistul vrea să filmeze o grădiniță sau un spital, poate să o facă doar cu învoirea Ministerului de Resort. Acum să stăm cum stăm, dar să judecăm corect. Ce înseamnă aceasta? Nimic altceva decât intimidarea presei de a-și face treaba bine, dar principalul rapid. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, aceasta e ascunderea faptelor, ori, în cel mai bun caz, mușamalizarea lor. Ne permitem doar un singur exemplu de o astfel de abordare. Admitem, la o grădiniță, părinții au depistat că ciorba în ziua X este pregătită din carne alterată. Ei bine, nu alterată, pur și simplu nu prea proaspătă. Conform schemei funcționale, ziaristul trebuie să sune la serviciul de presă al ministerului în cauză pentru ca acesta să permită filmarea ciorbei cu pricina. Haideți, spuneți și dumneavoastră, nu e o aberație acest model de conlucrare cu mass media? Păi e clar că bună ziua, până obții dreptul de a filma, din ciorba dată, nici urmă nu mai rămâne. Ia să se demonstrează după aia cum a fost carnea proaspătă, ori nu prea proaspătă, că nu reușești să o faci. Ei bine, astăzi, voind să filmez la un spital, exact aceasta mi s-a spus, să coordonez cu Ministerul Sănătății. Bine, dacă Ministerul permite, dar dacă nu permite, atunci ce ne facem cu rujeola, de exemplu? Așteptăm până când ea se va decolora un pic? Cine a inventat această abordare a interacțiunii presei cu ministerele e greu de spus. Dar probabil nici nu are vreo importanță cine-i deșteptul. Important este că această schemă păguboasă să fie exclusă din uz de către funcționarii publici. Nu de alta, dar parcă ne considerăm țară democratică. Și ce fel de democrație e acolo unde de fapt în capul mesei se află birocrație? Acesta a fost cuvântul înainte de astăzi și vreau să vă anunț cine sunt invitații din studio. Oxana Turcu, pediatru, conferențiar universitar, departamentul pediatrie al Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețeanu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți să discutăm. Exact. Și Anatolie Melnic, șeful Centrului de Profilaxie Specifică din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică din Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi în studio! Bună seara, bine v-am găsit! Da, vreau să discutăm astăzi și să informăm atât mămicile, tăticii, cât și întreaga societate despre pericolul sau lipsa unei dorințe de a, pericolul rujeolei și lipsa unei dorințe de a privi lucrurile așa cum sunt ele și de a face niște acțiuni care sunt foarte simple și ar trebui să le facem înainte de a începe să țipăm și să batem clopotele, corect? Vreau să ne spuneți, doamna Turcu, rujeola este o boală, am înțeles că este un virus, da? Și vreau să spun și telespectatorilor că avem astăzi multe materiale video, chiar și din satul Cruzești am luat interviu de la doi medici și asistente medicale și de la șefa Spitalului de Boli Infecțioase, doamna Bârcă. Dar până ajungem la video, doamna Turcu, copiii mici mai mult se îmbolnăvesc? Sau care este incidența? După aceea îl întrebăm pe domnul Melnic. Deci, rujeola este o boală foarte contagioasă, extrem de contagioasă, provocată de virusul rujeolic. Se molipsesc, este contagioasă doar pentru cei nevaccinați, neimunizați. Problema este că, pe lângă faptul că a apărut o tendință foarte neplăcută de a refuza vaccinile de către părinți, problema este în copilașii mici, pentru că prima doză de vaccin se primește abia la 12 luni, presupunându-se că cei mai micuți primesc imunitatea de la mămicile prin alăptare, care au fost imunizate la timpul lor. Dar problema vine că și multe mămici nu sunt imunizate la timp și alăptarea nu este la rata
care ar trebui să fie. Și din această cauză, ăștia sunt cei mai vulnerabili și cei mai la mai mare risc să ia această infecție și respectiv și o suportă mult mai dificil ca și decât alte grupe de copii. Am înțeles. Domnul Melnic, pe 29 ianuarie la noi a fost bulversat toată presa și s-au alertat toți medicii și toată lumea că a fost înregistrat primul caz de rujeolă în Moldova. Unul copil de 7 luni s-a îmbolnăvit pentru că părinții au fost în vizită la bunei în Ucraina. Ucraina, din păcate, sunt înregistrate aproape 1300 de cazuri de la începutul anului 2018, atenție, nu în 2017, dar 2018 deja, și face ravagii mari această virus, această boală. Bine, în 2017 la frații noștri de peste Prut au fost înregistrat un deces în Iași, în mai 2017, și după aia, mai căutând prin internet, am găsit că au fost 38 de copii care au decedat în urma acestei boli. Ce se întâmplă? Ne alertăm a doua oară sau cum putem să ne prevenim și de când la noi rujeola nu există? Că am înțeles că este termenul rujeola de aici, din țară, la copiii noștri, și rujeola adusă, importată, de peste hotare, importată. Vreau să zic că eu cred că dumneavoastră sunteți, aș vrea să cred că sunteți insuficient informate. Uh-huh. Încă de luna aprilie anului trecut, la multe posturi de mass media, la canalele de televiziune, la radio, populația a fost informată despre situația care era atunci cea mai agravată în România. Vreau să zic că din vara anului trecut s-a alertat despre situația privind epidemia de rujeolă din Ucraina, inclusiv cele mai afectate regiuni în perioada dată erau regiunile Odessa, Cernăuț, Ivano-Frankovsk, acolo unde ai noștri din Moldova pleacă la odihne, la mare, la munte, la nu-i permanent, populația a fost informată că este o situație agravată. Inclusiv în Italia, și despre asta s-a spus, și în Germania, și în Grecia, este o situație nefavorabilă. Și s-a recomandat ca, în primul rând, să se vaccineze în conformitate cu calendarul național de vaccinări. Într-a doilea rând, să nu plece copiii nevaccinați și persoanele care nu s-au vaccinat de mult în localitățile date, să evite aglomerările de oameni, transportul public în măsura posibilităților și așa mai departe. Dar până când nu bate la ușă, omul nu se trezește. Dar când deja din Ucraina a fost primul caz de import de rugiolă, de acum s-au alertat toți și îmblă și caută vaccinuri. Putem să spunem că când copilul ăsta s-a îmbolnăvit, toți vin să-și vaccineze copiii. Da, cel mai periculos rugiola este pentru copiii mici, dar și pentru adulți. Fiindcă rugiola acum atacă nu numai copiii, ci era cândva până la etapa de înaintea vaccinărilor, vreau să zic, selective, cu cuprindere joasă. Atunci oamenii treceau prin epidemiile de rugiolă odată la 4-5 ani și se boosterizau, adică făcând odată rugiolă, el se întâlnea cu virusul, sporea imunitatea, și de aia între adulți rugiola practic aproape nu se întâlnea. Dar acum se întâlnește și nu numai cazuri de boală, dar și cazuri de deces, inclusiv pentru populația matură. De ce acum cazurile de deces sunt mai dese decât pe timpuri? Iată, de exemplu... Vreau să zic că conform investigațiilor internaționale, mondiale, și poziții Organizației Mondiale a Sănătății, în etapa pre-vaccinală, până la debutul vaccinărilor, din cauza rugiolului decedea un bolnav din 100 de bolnavi. Așa. Acum, la etapa dată, ar trebui să decedeze un bolnav dintr-o mie. Ce se întâmplă în România e greu de spus, deoarece având undeva la 10.000 jumate de bolnavi, au 38 de persoane decedate. Și este 38 de persoane decedate și miile de cazuri care se întâlnesc în țările limitrofe, în mijlocita în vecinitate, nu știu ce nu stimulează pe
pe oameni să-și revadă pozițiile, să vis-a-vis accepte, da, vis-a-vis de vaccinare, și dar scriu, dar scriu petiții întregi, precum nu de mult una de la satul Sărez din Strășeni, cu 20 de semnături că ei sunt contra vaccinărilor și nu acceptă vaccinarea. Ați 30... primit dumneavoastră așa o petiție? Da, 38 de decedați în țara vecină. Oare asta nu e dar o noi demonstrare avem, Milic, noi avem că un calcul, trebuie de vaccinat? Bine, că la noi de mult. Din ce an, apropo, nu este? Vă întrebasem despre rugiola locală și rugiola importată. Vreau din ce an noi nu că, avem? Noi, practic, am proces spre eliminarea rugiolii indigene în anul 2005 printr-un program respectiv, urmând inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății. Ultima epidemie de rugiolă în țară a fost anii 2001-2002. După aceea a urmat o campanie de vaccinare în masă a populației, inclusiv a adolescenților. Această campanie s-a repetat încă în 2008 și noi am avut cazuri de import cu corespondire locale. În anul 2006 cazurile au fost importate de iarăși din România. În 2012 cazuri importate iar din România, de populația de etnie romă, în orașul Florești. Acolo au fost undeva 11 cazuri și toți au fost numai de etnie romă, din familiile care duceau în mod nomad de viață, nu erau staționare și refuzau vaccinările. Și în anul 2013, după renumita nuntă din Varzărești-Nisporeni, vreau să zic că în urma importului cazurilor din Federația Rusă, iar s-a declanșat o răspândire locală a rugiolei, 27 de cazuri și tot numai între populația nevaccinată din etnie romă. Necătând la fapt că ei s-au folosit și de transport public și de prezența instituțiilor medicale de ambulator, vreau să zic că printre persoanele vaccinate, rugiola n-a căpătat răspândire, ce iarăși demonstrează o eficiență înaltă a vaccinării. Deci putem spune cu certitudine că cei care sunt vaccinați nu se mai îmbolnăvesc de... Sunt așa niște date, colegii dumneavoastră? Da, vreau să zic că da, minimum două doze, dar noi facem 3 doze de vaccin antirugiolic, noi facem o doză încă la vârsta de 15 ani, deoarece de a trece adolescență prin armată, prin trupele de carabinieri, prin instituțiile de învățământ post-gimnazial, adică superior, când fiindcă cele mai bune condiții sunt în cadrul colectivităților, în încăpere închise, acolo transmiterea are loc cel mai, vreau să zic, mai intens. Și de aia, ca atare sunt investigații că vaccinul antirugiolic protejează, sigur, 50% din cei vaccinați până la o perioadă de 10 ani. Ceilalți durea de o durată și mai mult. De atâta se aplică și revaccinări, vreau să zic, repetate la noi la vârsta de 12 luni, la vârsta de 7 ani, la vârsta de 15 ani și din indicații epidemice, dacă apar și are tendință într-o localitate, într-o colectivitate cu afectarea adulților, atunci sunt vaccinați și persoanele pe la vârsta de 35 de ani care au fost în contact cu persoanele bolnave. Dacă a fost odată o persoană adultă sau copilul bolnav, el a doua oară nu se îmbolnăvește cu siguranță. Vedeți că asta a fost o axiomă pe vremurile până la vaccinări și când rugiola... Nu, de ce? Eu vă zic, rugiola, eu am trecut prin rugiola... Și rugiola bântuia permanent între lume. Adică, odată fiind bolnav, la 4-5 ani, poate la 10 ani, poate apoi cu copii, cu nepoții, adică persoana din nou avea contact cu virusul rugiolei, care stimula sistemul imun printr-o boosterizare și îi creștea nivelul de anticorpi și îl făcea ireceptivă față de rugiolă. Dar acum, în perioada dată, în țările unde nu sunt cazuri timp de îndelungat, poți fi și îmbolnăviri la persoanele repetate la persoanele care au avut în copilărie rugiola. Deci nu excludem, putem să ne așteptăm la surprize. Putem să ne așteptăm și la așa ceva. Doamna Turcu, copilul care la noi s-a îmbolnăvit are doar 7 luni. Deci, înțeleg, el nu a avut nicio șansă ca să evite acest lucru, pentru că primul vaccin se pune la 12, da, la un an. Este adevărat. La un an.
Deci să înțelegem că părintele a fost vinovat în momentul în care s-a gândit să plece cu acest copil în Ucraina. Uneori, în așa situații, părinții au o responsabilitate? Poartă deci, o responsabilitate? Nu putem zice categoric vinovat, după părerea mea, dar cred că precauția de care trebuia să dea dovadă părintele, mai ales că a fost prevenit prin metode mass media de persoane bine informatizat în domeniul dat, ar fi fost benefic pentru copil. La moment dat, copilul suportă tratamente pe care le-ar fi putut evita dacă părinții evitau această călătorie, pur și simplu. Am înțeles. Vreau să propun telespectatorilor noștri, regia, vă rog frumos să schimbăm un pic ordinea videourilor. Vă ziceam că organizăm încă o emisiune Noi despre noi pe teren și mergem în satele din suburbiile municipiului Chișinău și fiind în satul Cruzești, am discutat cu două asistente medicale care foarte clar și foarte așa sincer ne-au povestit diferența dintre perioada Uniunii Sovietice și acum a situației din bolnăvire cu rujeola. Vă rog frumos, regia, să vedem acest video. Ne confruntăm cu rujeola acum. Eu, când am trecut, că am lucrat în puțin oraș, când am trecut aici, arde satul de rujeolă. Era rujeolă foarte multă. Peste un an s-a început vaccinarea. Și s-a liniștit și de atunci nu mai avem nicio rugiolă. Ia că vreau să spun că vaccina de opști este un remediu foarte bun de profilaxie contra rugiolii. De imunitate? Da, face imunitate, care într-adevăr. Dar atunci, practic, tățatul era bolnav de rugiolă. Da. Greu se trece acest... Greu, desigur că greu se trece, e poate să dai complicații. Depinde de vârstă. Depinde de vârstă. Dacă copilul e mic, mai ușor suportă. Da. Dacă e mai vârstă, că noi am avut cazuri de rujeolă și la 20 ceva de ani, e că e foarte greu suport. Foarte fără staționar nu este. Da, domnul Melnic, ați văzut, în 70 era vorba despre acea rujeolă în masă pe care doamnele vorbesc, era roșu satul de rujeolă. S-a început imunizarea și doamnele nu au mai întâlnit doar cazuri sporadice, cazuri pur așa, probabil, de, cum ați zis și dumneavoastră, de import a rujeolei. Totuși, accentul de bază în acest virus este vaccinul. Rămânem la acesta. Eu vreau să spun, unul mijloc de prevenire a acestei boli este vaccinarea. Fiindcă tratament specific antiviral contra virusul rujeolic nu există nicăieri în lume. De aceea, tot tratamentul care se aplică bolnavilor cu rujeolă este tratamentul pentru prevenirea complicațiilor, precum pneumoniile bacteriene, alte complicații bacteriene, dar pneumonia rujeolică virală nu are tratament specific. De aceea, vaccinarea este unica sursă și unica scăpare de rujeolă. Acum ajung la întrebarea pe care probabil și-o pun foarte multe mămici din cauza aceasta apar aceste petiții, calitatea vaccinului. Putem aici spune că vaccinurile pe care le are Republica Moldova sunt de o calitate în așa fel ca să nu apară aceste dubii? Da, la sigur. La sigur. Vreau să zic că... Acum ne oprim la rujeolă, nu discutăm la... Da, da, la finele... din anii 95, când noi am proces la procurarea vaccinurilor, să zicem, din țările dezvoltate, practic, vaccinurile sunt de o calitate foarte înaltă. Din 2001, țara procură doar vaccinuri de la producători precalificați de Organizația Mondială a Sănătății. Este o procedură foarte complicată și complexă, care se evaluează condițiile de producere, calitatea producerii și așa mai departe. După aceea se fac inspecții repetate și se verifică calitatea produsului la întreprinderile date. De la alți producători, neprecalificați de Organizația Mondială a Sănătății, țara nu procură vaccinuri începând cu anul 2001. Totul este și centralizat. Totul este centralizat. Și independent de țara de origine unde e produs vaccinul, Pentru că se discută că este India, Belgia. Spuneți, câți sateliți artificiali a Pământului, adică câți Sputnici au lansat India și câți Republica Moldova, dacă ne socotim așa de deștepți, așa de bogați, așa de... Că și aveam și medicamente foarte multe din India. Vreau să zic că în India sunt, datorită faptului că forța de muncă este mai ieftină,
sunt, și populația este foarte multe, sunt construite uzine cu suportul companiilor din Franța, din Belgia, din Olanda, din Marea Britanie. Sunt construite uzine cu utilajul lor, cu instruirea personalului și cu conduită, cu toată documentația de producere de la dânșe. De aceea nu importă că vaccinul e din India ori din Coreea de Sud. Uh-huh. El este de aceeași calitate. Mulțumesc. Ca și produs în Franța. Și aceste centre medicale care propun vaccinarea pe bani, ei având, aducând din Belgia, strică un pic. Păi este dreptul obolului, fiindcă lumea a dorit, că noi nu vrem vaccinuri de India, vrem vaccinuri de acolo. Țara cumpără vaccinul în rezultatul licitațiilor publice. Principiul licitațiilor publice este, prima, calitatea la cel mai jos preț. Și e clar că aceeași calitate unui vaccin produs, să zicem, în Franța sau în Belgia, ori în Italia, ori calitatea vaccinului din India este aceeași, dar prețul vaccinului care îl vinde din India este de 2-3 ori mai jos. Ceea ce țara nu își poate permite de a plăti mai mult pentru același produs în situația economică care se află țara. Dar din anul 2015, având în vedere problemele cu licitațiile locale, lipsa de concurență, lipsa de ofertă și așa mai departe, Ministerul Sănătății a proces la procurarea vaccinului prin secție de aprovizionare a UNICEF, de care se folosesc undeva aproape 76 de state din lume. Adică UNICEF-ul face licitații centralizate pentru toate aceste țări. Vreau să zic că numai de la producători precalificați de OMS, plus la experții OMS, sunt supravegherea experților independenți angajați de UNICEF și toate achitările, toate cheltuielile se efectuează prin secția de aprovizionare UNICEF. Deci să spulberăm acest mit că există vaccinuri necalitative și mămicile să nu se teamă de vaccinuri, că ele poartă o calitate. Sunt verificate și controlate? Sunt verificate, controlate și în afară. Toate vaccinurile, inclusiv cel rugivolic, se păstrează în condițiile unui lanț frig neîntrerupt la temperatura de plus 4, plus 8 grade, de la producător până la pacient. Plus la asta, fiecare flacon cu vaccin este dotat cu un indicator special care indică în cazul dacă vaccinul a fost pus temperaturile excesive și sunt alte dispozitive dacă el a fost cumva pus în ghețule. Toate frigiderile din instituțiile medicale sunt dotate, toate flacoanele au aceste indicatori. Da, doamna Turcu, bine, să trecem acum chiar la rujiolă și la vaccinurile de rujiolă. Am zis la începutul emisiunii că după aceste situații de criză, risc în țările vecine, s-au întețit cererile pentru a primi acest vaccinuri. De când s-a întâmplat asta și cum vin părinții? Se duc mai mult la centrele private sau totuși vin la policlinici? Deci, de când sigur s-a întâmplat, n-am să vă pot zice, dar într-adevăr, în ultima perioadă, părinții care, dacă nu refuzau categoric vaccinarea, pe cel puțin încercau din răsputeri să o întârzie cât mai mult posibil, ăștia s-au trezit că au trecut vârsta de un anișor și nu au făcut nicio vaccină decât cea în maternitate. Și acum ei, după un program individual, respectiv vor începe cu vaccina ROR, care se face la vârsta de 12 luni, și vin de obicei pentru ca să se asigure că copilul este în stare bună pentru ca să primească această vaccină. Și în cadrul deci acestor... în stare bună, eu vă întrerup aici, în stare bună, el trebuie să treacă, să dea analiză de ce înseamnă deci stare bună. Deci această frică care o au mămicile din surse mass media neverificate, deci stare bună presupune că copilul la moment nu prezintă semne de o infecție virală sau bacteriană, deci o infecție acută. Copilul se află în stare bună, este activ, mămica nu-l vede diferit decât zilele trecute, n-a fost zilele recente în contact cu alți copii bolnavi și atunci acest copil poate să meargă spre vaccinare. Deci contraindicațiile pentru vaccinări sunt foarte, foarte înguste și de obicei chiar și pacienții cronici pe care îi avem cu alte boli, noi recomandăm în momentele când ei se află între perioadele de infecții, să meargă spre vaccinare, pentru că acești copii, acești pacienți,
fiind și așa încărcați cu o boală cronică și dacă mai iau și o rujiolă, evoluția bolii va fi foarte gravă. Deci noi chiar și în cadrul, deci părinții de obicei se tem că copilul are o boală, și nu se poate vaccina. Deci anume cei cu boli cronice vor fi primii, cei mai vulnerabili și ei trebuie vaccinați. Putem să ajungem la situația când nu ne ajung vaccinuri, dacă acum se porneți toți să se vaccineze, domnul Melnic? Până că nu. Nu? E totul bine la capitolul ăsta. Noi am prevăzut situația asta și în toamna anului trecut am procurat suplimentar încă 20.000 de doze de vaccin combinat contra rugiolii, rubiolii și oribunii. ROR se numește, așa îi spunem în policlinici. De ce? Noi până când avem rezerve suficiente și suntem gata să facem față provocărilor. Asta e bine. Doamna Turcu, ROR-ul, din câte mi s-a spus și mie la policlinică, se ia pentru 3 copii dintr-o sticluță, da? Pentru un flaconaș. Ce e asta? De unde? De ce? Doamna Turcu sau domnul Melnic? Vreau să zic că pentru copii, pentru vaccinare primară, vaccinul ROR este ambalat o singură doză în flacon. Deci deoarece, dacă mi se spune asta, trebuie să refuz. Deoarece copiii la prima vaccinare, la vârsta de 12 luni, ei sunt individuali, de 12 luni se împlinește azi la unul, poi mâine la altul și așa mai departe. Dar de flaconul deschis nu poate fi păstrat mai mult decât 6 ore. Dar deci ei cheamă 3 copii, nu știu de ce. Dar pentru cei mai mari, pentru vârsta de 7 ani, pentru care pot fi adunați și ca atare vaccinarea lor să face în microcampanie, adică să invită mai mulți copii odată, este vaccinul ambalat 5 doze într-un flacon. Și într-același flacon el se dizolvă și se administrează în mod steril cu respectarea tuturor condițiilor de aseptică. Deci încă de la 5 ani, de la 6 ani în colectivitate. Cei mai mari, da, se vaccinează cu vaccin ROR 5 doze în flacon. El poate fi aplicat și același vaccin. Poate fi aplicat și la cei mai mici, dacă este un torent mare, un număr mare de doritori. Dar mămica poate să ceară dintr-un flacon să mi se administreze doar unui copil? Vreau să zic că mămica poate să ceară multe. Am înțeles. Bine, eu v-am întrebat ca după mamicile mi-au spus. Da, dar eu vă spun, pentru vaccinarea primară a copiilor la vârsta 12-15 luni când se adresează, atunci se face vaccinul ROR dintr-o doză în flacon. Pentru copiii mari se face din cel cu 5 doze. Diferența, cel o doză în flacon costă undeva la 42 de lei doza, cel 5 doze în flacon costă 25 de lei doză. Păi nu din sărăcie ca să... Păi da, nu suntem atât de bogați. Am înțeles. Vreau să ascultăm, regia, vă rog frumos să pregătiți videoul, doamna Bârcă de la Spitalul de Boli Infecțioase, să ne spună ce se întâmplă când se îmbolnăvește copilul și care sunt primele simptome. Pentru rujiolă este caracteristic primele 3 zile de boală, temperatura se menține la cifre înalte, intoxicația și semnele de catar respirator se mențin la cifre înalte, iar la ziua a 4-a, ridicându-se temperatura mai sus decât a fost în primele 3 zile, pe corp apar erupții. Bubulițe, bubușoare, cum se zice în popor, apar inițial pe față și după urechi, între a patra zi de boală, adică prima zi de erupții, a doua zi erupțiile se coboară în jos pe trunchi, iar a treia zi de erupții apar pe mâini și pe picioare. De obicei, rujiola apare perioada rece a anului. Perioada rece a anului este o caracteristică a infecțiilor aerogene, inclusiv și a rujiolii, și cazuri de rujiolă noi, în Republica Moldova, nu am avut din 2014, nu au mai fost. Iar rujiola indigenă a noastră nu am avut de prin anii 2008. Adică, practic, 10 ani de zile a noastră rujiolă nu avem. Însă, în jurul nostru, există țări care au morbiditate crescută la rujiolă ca și urmare a nevaccinării populației și dacă pacientul sau copilul care nu este vaccinat se duce în ospeție sau în turism cu părinții în România sau în Ucraina, face contact cu vreun pacient cu rujiolă, atunci toate șansele să se îmbolnăvească. Doamna Turcu, aici iarăși întrebarea mea este către atitudinea și responsabilitatea părinților. Poate fi ea greșit percepută că este o altă boală? Și ce să facem în acest caz ca să nu ne mulțim?
să nu mergem în țările nicăieri, stăm numai conservați sau responsabilitatea deci, aceasta? Trei zile suntem, urmărim... Contra bolilor, contra cărora există vaccinuri, vaccinați-vă și duceți-vă măcar și în Antarctida. Eu asta am înțeles, domnul Melnic, dar deja suntem, să zicem, iată mama, mămica aceasta de 7 luni, copilul. Ia ce trebuie? Eu nu pot să vă spun care a fost situația, de ce au plecat. A plecat pur și simplu la odihnă, s-a avut careva probleme acolo în familie și trebuie să plece. E greu de spus, nu învinuim noi mama, dar totuși trebuie să aibă o precauție, oricare poate trebuia să rămâie cineva cu copilul acasă, aceea. E greu de spus, dar așa a fost soarta, dar e foarte bine că copilul a fost adresarea la timp, spitalizat la timp, tratat la timp, în stare bună, se află deja acasă, fără niciun pericol pentru... Ultimele informații. Da, el de mult de cum e acasă, de o săptămână jumate, două. Și totul e bine. Totul este bine. Doamna Turcu, deci, primele trei zile acestea complicate, unde ne adresăm? Ca să știm mămicile, atât dumneavoastră sunteți pediatru, mergem la pediatru, la policlinic, ce fac mămicile? Alertează deci, după cum a zis și doamna Bârcă, primele trei zile este o infecție respiratorie acută nespecifică. Deci așa cum începe orice infecție respiratorie acută, cu febră înaltă, cu un catar respirator, cu ochișorii injectați, cu o tusă seacă chinuitoare. Deci, de obicei, în aceste trei zile, dacă nu avem anamnesticul epidemiologic, mama cu copilul a fost într-un contact cu alt copil bolnav, este greu să suspectezi. De obicei, aceste trei zile copilașii le stau acasă, dacă mămica știe cum să manevreze febra și starea copilului, dacă ea se alertează, se adresează la pediatru. Dar și pediatru în aceste momente tot nu va pune cu siguranță diagnosticul. Diagnosticul vine abia la acea a patra zi, când apar erupțiile foarte specifice, care sunt după urechiușă față și treptat, următoarea zi și a treia zi, coboară pe tot corpul. Ele sunt foarte mărunte, foarte specifice. Inițial pot fi eronat interpretate ca o alergie, dar când ele încep să progreseze, deja devine clar că este o rujeolă. Și pe fondul acestor erupții, febra se menține foarte înaltă, deci ea poate crește și mai înaltă și atunci îți dai seama că este vorba despre o boală infecțioasă. Cum ne comportăm? Ce oferim copilului? Sunt mai multă apă, lichid să bea sau avem niște medicamente care mențin starea lui? Deci, după cum s-a mai zis astăzi, nu există tratament specific contra acestui virus. Dar să-i facem starea lui de bine. Toți acești copii și adulți, presupun, toți trebuie să meargă spre un spital de boli infecțioase. Categoric, întrucât riscul de complicații este foarte mare. Nu este periculos însăși rujeola în sine, dar complicațiile pe care ea le aduce sunt foarte periculoase. Eu când am trecut-o, eu acasă am stat. Deci asta a fost norocul, loteria dumneavoastră, dar problema este că dacă apar virusul rujeolic, foarte mult deprimă imunitatea, deci scade capacitatea organismului de a se apăra. Se dezvoltă acea pneumonie rujeolică, care tot este virală, antibioticul nu lucrează și ea dă o insuficiență respiratorie severă, care poate da și cazuri de deces. Complicațiile neurologice care apar cu encefalită, acești copii, jumătate din ei, până la jumătate din ei, pot rămâne cu sechele pe viață apoi după suportarea acestui virus. Deci complicațiile sunt severe și toate tratamentele sunt orientate spre... Este un tratament simptomatic pentru a preveni sau, dacă au apărut aceste complicații, să fie tratate cât mai precoce. Deci ăsta este tratamentul și mult depinde și de statutul imun al copilului, dacă acesta este capabil să se lupte cu acest virus. Dacă vorbiți despre scăderea imunității, pot apărea și alte situații complicate în organismul copiilor la alte aspecte ce ține de... Deci de obicei se supraasociază infecțiile bacteriene peste acest virus și atunci tratamentul este din nou complectat conform complicațiilor și este mult mai complicat și durata bolii este mult mai îndelungată. Deci, într-adevăr, rujeola este foarte periculoasă, anume prin complicațiile ei. Cât ea durează această... Deci, perioada de prodrom, când abia avem primele semne, este vreo 3-4 zile. 3? Apoi, până la 10 zile durează perioada în stare, cu erupții, cu complicații și apoi vine încetişor, dacă a fost făcut tratamentul corect, vine și perioada de reconvalescență, când copilașul încetişor începe să-și revie. Tot de obicei durează la vreo 10 zile când copilașul începe să mănânce, devine mai activ, dar asta nu se întâmplă
într-o zi, două. Tot copilul are nevoie de timp să se restabilească. Am înțeles. Vorbim acum despre mămicile și tăticii și părinții copiilor din Chișinău. Ce se întâmplă cu mămica din satul, să zicem, X din raionul Vulcănești? Există acolo? Ea imediat trebuie să vină la Chișinău, că boli infecțioase este numai, sau poate să stea și acolo, domnul? Este secție de boli infecțioase în raion. E cu sef și la Vulcănești, și la Căhul, mai aproape, și la Comrat. Deci să nu înceapă valul de veniri. Se duc la locul de trai? La locul de trai, cel mai corect îndeoște sistemul care era pe vremuri, că fiecare persoană cu febră și cu semne catarale, adică cu semne catarale de infecție acută, ar trebui să cheme medicul la domiciliu. Nu știu care acum e sistemul, e greu de spus, dar nu vrea să accepte. Adică să nu se pornească în policlinică, ambulator, acolo să stea în rând, să disemineze infecția. În policlinici, pe vreme, era izolator, care fiecare persoană era o asistentă medicală de serviciu și fiecare persoană care era în policlinică întreba de ce ai venit, ce ai? Am febră, am guturai, am... La izolator. La izolator era văzută de medicul infecționist. Așa, care, pentru că pe coridoarele noastre câți copii stau dar, cu febră și cu o lipsește într-adevăr. Dar acum, da, mă rog, s-a schimbat, spre regret, nu suntem ascultați privind la măsurile date. Și de aia, riscul de transmitere, să zicem, în 2012, primul bolnav de rugiolă care a venit în policlinică, înainte de nimeri la infecționist, a fost trimis în 5 cabinete la diferiți specialiști. Du-te la ăla, du-te la ăla, du-te... Din urma lui, peste o săptămână, peste 8-10 zile, au venit toți cei care erau vaccinați, cu care el a contactat prin policlinică. Deci fim atenți la structurarea, da? Sau la sistemul de acordare asistenței a medicale, fiindcă, de mă rog, situația s-a schimbat, oamenii cam prind a uita, să zicem, în Spania. Păi, aici atunci eu le dau dreptate mămicilor când spun că am fost copilul la spital și m-am molipsit de toate cele. Aici înseamnă că m-am molipsit de ceva. Deci e posibil de acolo... Că nu există acest cabinet? Da, nu există acest filtru, cu excepția situațiile date sunt în staționare de pentru boli infecțioase, în multe din ele, dar nu în toate, să zicem, de pildă răunul Călăraș, nici nu are condiții de a izola un bolnav cu rugiolă și nu numai Călăraș, dar sunt și celor stilinesc și încă și altele, adică nu sunt condiții, deoarece s-a uitat... Variola a dispărut, rugiola, iată, vedeți că avem una la 5-10 ani. Ei, spune mulțumesc că, având așa vecini, noi suntem încă miruiți de Dumnezeu. Să începe să simplifica lucrurile necătând la faptul... Și aici e riscul cel mai mare. Aici este riscul cel mai mare. Necătând la faptul că, iată, epidemia de Ebola din Africa care a avut loc... era un risc de a fi adus infecția și a fost adus și în Statele Unite și în unele țări europene și atunci și zicem gripa aviară și altele, adică practic instituțiile noastre medicale nu au condiții de izolare a bolnavilor cu boli extrem de contagioase. Da, vă rog frumos, cei care ne aud să țină cont de acest lucru ca după aceea să putem să... consistințe grave. Și simplific totul... Am înțeles. Vreau aici, vă rog tare mult, regia, să puneți și următorul video unde doamna Bârcă spune niște lucruri foarte interesante și după aceea continuăm pe finalul emisiunii. Rujeola are o evoluție severă. În majoritatea din cazuri, letalitatea în cazul rujeolei este destul de înaltă, adică copiii pot muri. Mai mult ca atât, pot rămâne cu sechele, cu urmări de durată până la pierderea vederii, până la urmări pentru dezvoltarea intelectuală. Adică urmările sunt destul de grave. Vaccinarea, din fericire, a exclus aceste cazuri. Ceea ce este important pentru noi să înțelegem că rujeola nu poate fi prevenită prin spălatul mâinilor. Ea nu poate fi prevenită prin, nu știu, prin izolarea bolnavului în altă cameră.
fiindcă virusul se transmite foarte ușor cu curenții de aer. Având un pacient cu rujiolă în apartament, o să fie contact la tot apartamentul, indiferent în care cameră se găsește copilul. Rujiola are un indice de contagiozitate foarte înalt, aș zice, cel mai înalt printre maladiile infecțioase la copii. Practic, 100% din cei care nu au imunitate specifică și fac contact cu bolnavul cu rujiolă se îmbolnăvesc. Ceea ce înseamnă că ne rămâne doar o singură metodă de profilaxie și asta este profilaxie specifică, adică imunizare. Vaccin este îndeajuns. Vaccinul se face în cadrul Programului Național de Imunizări. Vaccinul este fără plată și îl trebuie administrat copiilor. Da. Domnul Melnic, putem să spunem că roadele democrației și în țările vecine, situația când mămicile pur și simplu nu merg să vaccineze, a adus la ceea ce avem acolo, 38 de decedați și în Ucraina situația atât de critică. Bine, în Ucraina e altă, din alt motiv, din alte momente dificile prin care trece țara. Unica soluție și Moldova poate trece de acest val de rujiolă doar prin vaccinare. Da, asta e absolut perfect și vedeți că avem vecini foarte interesanți dintr-o parte și din alta, și România și Ucraina, aceste două țări de Comitetul European pentru supravegherea poliomielitis și certificarea țărilor, calificarea țărilor de riscul de răspândirea poliomielitei în caz de import, sunt socotite două țări cu risc major de transmiterea indigenă poliomielitei în caz de import. Este o boală tot extrem de contagioasă, are alt cale de transmitere, adică alți factori de transmitere. Dar la noi nu s-a prea auzit poliomielita sau avem? Poliomielita, pe vremuri, au fost și la noi, ultimul caz a fost în 1992, până atunci au fost prin 81-82, cazuri de poliomielită provocate de virusul sălbatic. Și dar, la fel, dar, datorită vaccinării? Dar datorită vaccinărilor, poliomielita este eliminată în tot continentul european, până când continentul Americii, adică și de nord și de sud, da, a mai rămas poliomielită indigenă provocată de virus sălbatic doar în două țări. Pakistan și Afganistan. Oh, catastrofal. Nu cred că o să ajungem. Doamna Turcu, câteva secunde mai avem pe final. Profilaxia, în urma ce după ce iată acest copil a fost bolnav deja, poate să mai meargă de câteva ori la medic să verifice dacă nu sunt urmările acestea ce țin de riscuri? Deci, la externare, oricum, fiecare copil cel puțin va primi recomandații ce să facă, independenții de complicațiile pe care le-a suferit. Dacă au fost complicații neurologice, va merge la neuropediatru o perioadă îndelungată pentru a fi reevaluat și a fi prevenite complicațiile și mai tardive de durată. Dacă au fost probleme respiratorii, și este din nou merg către un pediatru pentru a fi reevaluate. Se meargă la medicul care, unde au fost ei văzuți sau unde au probleme, direcționați. Vă mulțumesc tare mult, sper că noi nu vom fi afectați de rujeolă. Doamnelor și domnilor... Dacă ne vom vaccina. Doamnelor și domnilor, luați informația din emisiunea noastră și decideți corect. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept marți și vineri la 19:00 să vorbim noi despre noi.